Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a anunțat luni seara după ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență că pentru cetățenii care vin din țări cu indice mai ridicat de infectare cu noul coronavirus decât al țării noastre, se impun o serie de reguli. Astfel, cei care stau 3 zile trebuie să prezinte la intrarea în țară un test negativ efectuat în ultimele 48 de ore, iar cei care vor să stea pe termen mai lung vor intra în carantină 14 zile. Potrivit listei cu așa numita zonă galbenă, persoanele care vin în România, din Marea Britanie, Spania, Franța, Belgia, Danemarca, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria, dar și Statele Unite ale Americii, trebuie să intre în carantină timp de 14 zile la domiciliu sau în locația declarată. Evaluarea Institutului Național de Sănătate Publică a arătat că în această perioadă am avut o creștere a numărului de localități cu un indice peste 3, cumulat la 14 zile, raportat la 1000 de locuitori, precum și a celor care au trecut într-un scenariu galben între 1 și 3. În acest context s-au făcut evaluări la tot ce înseamnă activități relaxate sau cu revenirea la normal. S-au făcut evaluări și actualizări ale listelor țărilor care au un indice ridicat. Ca urmare a acestei actualizări s-au luat în seara aceasta și anumite decizii, astfel pentru cetățenii care vin din aceste țări cu un indice ridicat, mai ridicat decât al țării noastre, să impun și o serie de reguli. Pentru cei care vin să stea pentru 3 zile în România, din aceste țări, pot veni cu un test negativ efectuat în ultimele 48 de ore. Pentru cei care vin să stea pentru o perioadă mai lungă, intră în carantină pentru 14 zile, cu posibilitatea ca a 8-a zi să efectueze la cerere un test, testul fiind negativ și asimptomatic, la 10 zile pot ieși din carantină. Ceilalți rămân în continuare pentru cele 14 zile în carantină. Evaluarea fiecărui caz, fiecărui focar, se va face în continuare prin anchete epidemiologice de către Direcția de Sănătate Publică a județului respectiv, precum și avizele care vor fi date tot de Direcția de Sănătate Publică. În plan intern, Nelu Tătaru a precizat în ce condiții se poate dispune plasarea în carantină unei localități din România. Trebuie ca indicele de infectări cu noul coronavirus cumulat în ultimele 14 zile să ajungă la valoarea de 3 la 1000 de locuitori, iar măsura carantinării se va dispune doar pentru focarele constituite. Peste o rată de infectări cumulată de 1,5 la 1000, autoritățile au prerogativa de a închide restaurantele și cafenelele. Contextul evaluării fiecărei localități se referă la acel indice cumulat a cazuri noi, în ultimele 14 zile, la 1000 de locuitori. Pentru un indice, să spunem, de 3, dar acolo unde vom avea focare constituite, limităm doar la acele focare, urmând a evalua fiecare transmitere comunitară în localitatea respectivă. La fel, rămân valabile acele evaluări pe care DSP-ul și INSP-ul le fac în ce privește acel indice de 1,5, potrivit cărora restaurantele, teatrele și cinematografele rămân deschise sau nu. Presiunea pe sistemul medical este una extrem de puternică și importantă. Ieri au fost 94 de cereri de transfer de pacienți în sudul țării. Au fost mai multe cereri de transport aerian din sudul țării. Asta arată că sistemul are un impact serios, a declarat Raed Arafat în cadrul conferinței. Măsurile care vor fi analizate în mod deosebit, dar nu ne limităm numai la aceste măsuri, purtarea măștii în spațiile închise, dar și cele deschise în mod deosebit, în spațiile publice unde există aglomerație și este nevoie de portul măștii în spațiul respectiv, carantinarea localităților care depășesc 3 la 1000 în ultimele 14 zile, și bineînțeles aici, luând în considerare dacă în aceste localități există focare sau nu, dacă este răspândire comunitară, atunci luarea în considerare a carantinării acestor localități, evenimentele, interzicerea evenimentelor, precum nunți, botezuri, în zonele care sunt cu incidența mai mare de 1,5, în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, închiderea sau sistarea activității restaurantelor în interior, în zonele care depășesc incidența de 1,5. De altfel, astea sunt decizii care au fost luate de Comitetul Național și au fost luate și prin hotărâre de guvern, ci solicităm la toate comitetele județene și la Comitetul Municipiului București să implementeze aceste măsuri acolo unde regulă o impune.